Românul care a dispărut în apele mării pe o plajă din Lefkada a fost găsit mort după mai multe zile de căutări. Conform știrile canalde.ro, tânărul de doar 25 de ani era în Lefkada când, la un moment dat, a dispărut în apele agitate ale mării. Salvamarii au intervenit de urgență pentru găsirea lui. În ajutorul lor au sărit o navă și două șalupe ale gărzii de coastă. După mai multe zile de căutări, românul de 25 de ani a fost găsit fără viață. În continuarea informațiilor transmise de Ministerul Afacerilor Externe cu privire la dispariția la data de 10 iulie 2022 a unui cetățean român în Lefkada, Republica Elena, Ministerul Afacerilor Externe precizează că în după-amiaza zilei de 14 iulie 2022, ambasada României la Atena a fost notificată telefonic de către autoritățile elene cu privire la identificarea în largul coastelor insulei a trupului neînsuflețit al cetățeanului român. Membrii familiei tânărului au ajutat la identificarea acestuia. Ambasada României la Atena continuă dialogul cu autoritățile elene și cu familia cetățeanului român. Va acorda asistență consulară pentru îndeplinirea procedurilor legale necesare în vederea repatrierii trupului neînsuflețit în România. Radu Dinu, în vârstă de 25 de ani, a fost căutat timp de 5 zile de către echipajele de salvare în Marea Egee, însă abia acum au reușit să găsească trupul neînsuflețit al tânărului. Acesta a dispărut duminică în jurul orei 18 pe plaja Milos din Lefkada. Băiatul ar fi intrat în apă, deși erau valuri foarte mari, s-a scufundat și nu a mai ieșit la suprafață. Prietenii lui nu l-au mai văzut, au început să-l caute în toată zona, dar nu l-au găsit și au alertat autoritățile. Tânărul care s-a înecat în Grecia este fiul lui Constantin Dinu, primarul din localitatea doljeană a Mărăștii de Jos, relatează știrile canalde.ro.